Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un episod din GTA San Andreas Multiplayer, fraților. Noul meu rent este la această casă din lâs, casa cu numărul 49, dacă vreți să dați și voi rent. Haideți aici, aici stau eu la rent. Oh, am luat și PD. Ok, nice. Să vedem și noi să le stați. Așa, deci, fraților, n-am mai jucat de vreo 2 zile, sau 2 zile, nu mai știu, de 2 zile cred că am jucat. Pentru că am avut o problemă, și asta o să vă explic în episodul ăsta ce problemă am avut, să intru în mașină. Suntem 100, așa că o să dăm un mic, mare rob. Ăștia vor să dea rob, cumva? Nu, nu vor să dea rob. Ok, să ne la un mic, mare rob, fix aici. Aici cred că e. O să dăm un mic, mare rob în timp ce discutăm. Ce vreau să vă zic, fraților, este că da, am vrut să-mi bag și o moduri pe Sam, ca tot omul, pentru că toată lumea vrea să arate Sam-ul frumos, adică toți jucătorii de Sam vor să le arate Sam-ul frumos. Și am zis, hai, frate, îmi bag și un mod ca tot omul, pentru că na, de ce nu? Și am intrat pe un site de game modding, dar nu așa se numește site-ul. Game modding e site popular, știți și voi. Adică de moduri pentru jocuri. Și zic, hai, frate, donatez modul ăsta. Donatez modul ăsta, intru în el. Nu mai merge parola de la sau nu mai merge parola de la contul de YouTube, nu mai merge nimic. Practic, l-am schimbat toate parolele. Norocul meu că am putut să dau recovery pentru că pe canalul de YouTube am numărul de telefon și pur și simplu mi-a dat un SMS și am schimbat parola. Era un keylogger, da. Norocul meu, pentru că n-a apucat să schimbe multe, adică dacă îmi schimba e-mail-ul de la contul de... Opa, scuzați-mă, pentru ce intru pe ăla. Dacă schimba e-mail-ul de la contul de Sam, practic, era conturi. Dar l-a schimbat. Și Blue, nu știu dacă contul de Blue l-a luat, nu mă mai interesează de contul de Blue. Și nu are cum să-l ia, pentru că îl blochează, nu are ce să-i facă, mă rog. Nu știu, frate, am să-i și-o dau un rob pentru că am un caca în mână și 2,6 caca în bancă. Și vreau să-mi iau un Fionix care e 5,5 caca, așa că ai să frate, mai muncesc și eu așa un pic cu robul pe aici, cu roaba. Și dau roburi zilnice, foarte târziu noaptea, adică acum pe la ora 4, dau și un rob. Stați-mă numai un pic, o secundică, să ne uităm noi câți PD sunt Orange Panel. User Panel, hai să intrăm și noi vedem câți PD sunt online la ora asta, ca să fiu sigur că nu o să dăm fail. Ok, hai să ne băgăm așa, save. Player conectați. Unui din PD, Nation Longhorn, așa, FBI 4. Sunt cam mulți polițiști pentru un... Sunt vreo 10 polițiști, cel puțin online. Nu-i bai, noi o să mergem de vreo, pentru că majoritatea cred că sunt AFK. Ia să vedem un polițist care... Ia uite, 356, 400, 356, nu e AFK. Nu-i niciunul AFK dintre ei. Interesant. Interesant. Deci s-ar putea să nu facem robul chiar la mea, dar nu cred că o să vină la ora asta după mine. Mai ales că o să dau rob la mama naibii în LV, deci nu cred că o să se obosească ei să vină după mine. Ia cu niște... Să trebuie să mă vină mici să... Bravo. Vedeți și voi că avem mapă nouă iară, pentru că mapa asta... De câte ori o instalez și de câte ori îmi strică sampul, dar acum văd că nu mi l-a stricat și sper să rămân așa. Bă, hai să o luăm pe aici, frate. Da. Și după aia poate, dar de fapt stai că nu o să pot să mă joc Paint, că dacă am Antichrist mi se pare că nu pot să intru în Paint. V-ați zis în comentarii că vreți și episoade de Paint, adică nu Paint, adică Paint, un Samp, na, mă rog. Și poate în episodul special de episodul 100 de Samp special, adică știți că sunt episodul 92 sau 93, cred că 93 asta, era probabil. La episodul 100 am zis că o să fac episod de oră, cred că sau, nu știu, episod mai lung oricum decât alea normale, care ăla unul normal e 15 minute 20 și ăla o să fie de vreo 40-50 minute și o oră, habar n-am cât o să fie. Ziceți și voi în comentarii cam cât de lung aș vrea să fie episodul ăsta, să un pic încolo este Gunshop-ul. Vreau să nu mai la gunshop-uri pentru că aici gen gunshop-ul ăsta e foarte retras și... by the way, am set pe... zic că dacă dau așa, așa se vede normal, da? Dar pe 16, ca să fiu sigur că e ca lumea și nu o să... Adică să văd ca lumea, știți?
drumul și alea, slash ID e ok, e ok, nu e ok, ah, stai, face live, da, pe aia zice, ok, ok, hai să intrăm aici, mi se pare că nu pot să dau, să o cumpăr, nu, nu, buy gun, M4, desert eagle, slash lock, ok, am dat robo, ce țintă frumoasă, ok, hai să vedem. Unde ne-a pus? Ne-a pus în lăsă. Ma, serios? De ce, mane? De ce în lăsă? Toți nația ta. Mi-a pus în lăsă checkpoint-ul, băieții. Deci, practic, cred că o să ne luăm mare muiță, că n-o să ajung acolo prea bine. Stai să mai un pic, am eu idee aici. Fix înainte și îi dau de un pod, ok. Hai să luăm pe ei să mergem mai repede un pic. Deja la băieți le-au apărut cam da rob, deci deja sunt în drum spre mine. Ceea ce nu este bine, dar nu cred că o să ajung nici măcar la... Măcar la primul să ajung, să fac, o să un 1,5 caca. Dar ar fi bine și la... să ajung la amândouă, știți? Nu știu ce să zic. Eu zic că ar fi enorm de bine să ajung la amândouă. Mamă, și mă doare și spatele. Da, vorbesc foarte încet. Adică sper că nu vă deranjează, am apropiat un pic microfonul de acolo. Sper că nu vă deranjează că vorbesc destul de încet, dar... Vedeți și voi câte ore ai 4 și 6 și... Bă, dați-mi cum să deranjez părinții, adică pot să vorbesc, dar... Da, pana mea. Să dormiți și voi liniștiți și vă azi țipe unul de retardat prin casă. Bă, dați-mi seama că nu e chiar ca lumea, mă rog. Și... Hai să vedem. Ah, by the way, eu doar lunia și marți și miercuri. Merg la școală, dar miercuri mergem la mall. Gen, băieții și na, și fetele. Mergem la mall, la plimbare cu clasa și o să fie foarte epic. Și după aia, în vacanța de iarnă, cel mai probabil o să aplic și eu pentru o facțiune. Și dacă intru într-o facțiune, nu cred că v-am zis chestia asta vouă. Știu că i-am zis-o la un prieten, dar vouă nu cred că v-am zis-o. Dacă intru într-o facțiune, o să postez două episoade de Sump pe zi, în care îmi fac raportul sau fac alte chestii, mă rog. Deci, dacă intru într-o facțiune, două episoade de Sump pe zi, pentru că... De fapt, nu știu dacă două neapărat, dar dacă vreți voi două, vă puteți și două, dacă vă uitați și, da, vă place cum sunt în facțiune și alea, să poste și două episoade. Sper să mă aprinde pe D-ul acum, că dacă mă aprinde, practic o să fac jail, degeaba. Adică eu acum vreau să mă joc pe la 5-6 încolo, știi, eu doar așa filmez acum, că na. Am desfilmat și un episod, dar eu mă joc pe la 5-6 încolo, cine mai e weekend, e vineri. Nu cred că ajung, mă. Hai să iau pe aici. Mamă, dacă... Acum, ăsta e Phoenix-ul? Da, e Phoenix-ul acolo. Hai să mergem să luăm Phoenix-ul. Stai, mane. Dă-te jos. Mergem la Phoenix. E mult mai rapid decât mașinuța mea. Ok, să... Mergem repede. La checkpoint. Da, și uite, mașina asta vreau să-mi iau, băieți. Asta vreau să-mi iau eu. E foarte frumoasă, uite și interior, așa e frumos, dar costă 5,5 caca. Și trebuie să muncesc ceva. Mamă, dacă mă așteaptă aici, da, nu mă așteaptă. Aolea, stai că era acolo. E aici, undeva. E jos. Mâncați-a jgurița, unde e? Unde e, mane? E aici, undeva. Hai că l-am luat pe primul. Să mă aștept, nu mă așteaptă mai nimeni, știi ce. Ok, 213 secunde, stai mă, urcă. Urcă pe căsuță, nu te teme, hai, vin încet, așa mă, bine mă, stai-te și urcăm pe aici, uite mă ce parcur știu. Și acum urc acolo, nu? Stai, am eu altă făzucă, ia, așa, poți să vezi că știi. Și acum te rog, apucă-te, ies. Bine mă. Unde e următorul? Tot, lăsă. E bine. Le apucăm pe amândouă, sper. Și na, mașina asta chiar e foarte bună și pentru robot și prinde. 152, cred că prinde. Azi dau și un, ca să fim siguri. Nu, cel mai probabil nu o să-mi fure nimeni mașina la ora 4 dimineața, dar zic și o era. Hai să stăm un pic în gură aici, uitați. 119, 120 destul de lejer, dar vă duc după aia în linie dreaptă, în lăvă, să vă arăt că prinde... Rău de tot, adică e periculoasă mașina asta. Plus că nu-i tunat acum, că dacă o tunezi bag și un os ceva, știți cum merg roburile cu ea?
Da, pentru bugetul meu mă refer, că după aia cine știe, când o să facem 70k, o să, na, o să cumpăr și infernul, dați seama, dar e scump, frate, și, na, pe lângă bănuții, op, pe lângă bănuții mei, ce să fac, frate? Am bănuți foarte puțin și, na. M-am făcut robul ăsta destul de easy, nu știu de ce a fost destul de easy, poate că la ora asta nu vine niciun PD după tine. Poate asta e, ia să vedem skill la rob cât am, slash skill. Am skill 1 și mai am nevoie de 24 de roburi. Mamă, bă, serio, ceva roburi, ești nebun. Și câte rob point-uri am, stați? 5 din 10, deci nu mai pot da rob după asta. Ok. Bă, nu mi-a trebuit să armele. Gata. A, am făcut ceva, bă, oricum mi-am recuperat banii și pe arme, mi-am recuperat cam tot ce-mi trebuia. Te-am mai pus să intru, opa, mă scuzați. Hai să facem demers pe polițiști asta să vedem. Hai să mergem la LSPD să vedem dacă e cineva pe acolo. Mergem înăuntru în jail, că trebuie să stea cineva, măcar AFK sau ceva acolo, nu știu. Hai mă, că eu zic că poate să fie cineva acolo, mă. Da, și v-am zis, o să joc pentru funcție, pentru că mă, pentru a frate, joci, nu joci pe funcție, joci pe funcție, da, frate, joc pentru funcție. O să joc cât de serios posibil, să nu-mi iau nicio sancțiune, nimic. Bine, am mute. Pe serverul ăsta am luat o dată mute, că am pronunțat gen atunci când era certea, adică bine, încă e certea dintre Bizon și Baghe, dar am zis, ăla tot zicea că, bine, el a scris BZ, nu a scris Bizon, știi, o scris BZ. Și eu am scris Bizon, știi, și m-a luat pentru aia și mi-a dat mute, știi? Și vezi că dacă mai scriu o dată, iau bani și, na. Hai, frate, spune-te. În casa și gura ta. Ia uite. Na, și asta vă zic. Și o să încerc să repar și... Nu, așa, o să încerc să și... Să și mai editez videoclipuri și alea, adică cum a fost videoclipul la Best Karma Ever. L-a fost un fail dintr-un episod al meu, dar am cenzurat data pentru că am făcut DM și pe civili. Ați văzut că am tras în vreo 2 civili. Și am zis, frate, oricum episodul apare după 3 zile, după ce am făcut chestia aia, deci dacă am face spost după 3 zile nu se mai pune, știi? Și am zis să acopăr data atunci pe secundă, pentru că am zis, frate, dacă îmi face careva, poți și într-un regulă, admigel, știi? Și de căcat să zice să dai un rob organizat, pentru că după aia, după ce am făcut DM pe cop, s-a mai dat un rob, știți, că aveam 20 de puncte și... De căcat să-ți facă unul, poți să-ți dai admigel fix când dai rob, ești nebun? Hai să mergem aici la PD. Dacă ne arestează, ne-am dus, dar o să, cel mai probabil, nu o să ne aresteze pentru că n-are cine să fie aici la ora asta. Ia, hai să mergem. E cineva la... Opa, ia uite, mă. Hai, manilor, câfă. Hai să mergem să vedem ce zici de băieți ăștia pe aici. Hai să intrăm aici. Așa. La Windows 7, dacă vrei să faci teste TeamViewer, e o chestie, ia uite pe asta. E o chestie aici, stați un pic, scuzați-mă să caut aici. E o chestie, nu știu unde aici, în Windows, la... Pref, aici, continuu. Aici mi-arată tot ce am deschis eu, vedeți? Dar știam că nu ți le-a dat, asta este aici, la TestTV, și practic aici scrie de control F, hack, știi? Dar n-am niciun hack, na. Sau cheat, sau sob, sau ce-ți caută pe acolo, știi? Și așa te prinde la teste TeamViewer. Sau, da, bine, mai are și un alt program, deci nu neapărat cu aia, dar așa te poate prinde la teste dacă ai deschis alea. Și, de exemplu, dacă deschid un program, se pune acolo, că l-am deschis, știți? Și așa te ia la teste TeamViewer. Nu tot timpul. Adesea nu te ia așa. Ia, stai așa. Uite cum rămân gloanțele, că am chestia aia să rămână gloanțele în caz de face cineva de me care te-a dat, o să le fac poste, uite. Și rămân gloanțele. Uite, vedeți? Și asta e foarte utilă dacă vrei să faci post la cineva că îți face damage și te enervează. Stați un pic, dați-mi o secundă, mă. Careva la paint. Hai să mergem la paint și dacă e cineva la paint o să ne jucăm un pic de paint. Dar nu cred că e nimeni la paint la ora asta. Hai să mergem la CNN. Stați să mă ghidez unde sunt acum. Aici e paint-ul. Aici e nu, pardon. Vreau să mă ghidez un pic, știți că eu trebuie să mă ghidez să văd unde e o chestie. Dai în contul, vă trec cu licență și vin. Nu trebuie măcar licență de gun ca să mergi la paint. Aoleu, mâne. Mă frame drop-urile astea de la moduri. Na.
Ce să faci? Ce se mai întâmplă? Trebuie să ai 10 ore jucate. Adevărat. 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 Ia uite-mă aici, pizzeria din prima misiune de la... Citea San Andreas. De fapt, nu-i prima. La level 1 eram la Paint. Da, mai ales trebuie ore jucate. Ia uite aici. Aici taxi, LS, HQ. Vezi că m-am încurcat un pic. A, am luat-o bine, am luat-o bine, dar m-am întors ca prost în cerc. Am luat-o bână, dar... Nu trebuie licență la Paint Mane. Nu trebuie. Ce? Nu trebuie. M-am zis nu trebuie. Nu trebuie. Ca să nu vină fraiere de română. Profesor de română să-mi zic. Oh, dar ai scris trebuie. Nu-i bine. Nu-i corect gramatical, analfabetule. Ei sunt profesor de română. Știți voi, nu? Hai să parcăm aici. Hai, mergem un pic de Paint, cam așa un chefia. Aoleu. Uite-mă pe nebunul ăsta. Salut, boss. Ce faci? Slash. Pain să moară familia mea. You... Oh, you are wanted criminal. Eu, doamne. N-am voie. Fuck. N-am voie, man. Deșe. Dau și-o cu Renko pacii. Ia, uite, asta se vedeți aici, Renko, ia. Se vedeți aici, uite, cum se ce-ți-ai dat. Uite, cum se ce-ți-ai dat, vezi? Deja am sensibilitatea bună la mouse, măcar. Hai. Asta o fi. Asta ia, uite aici. Ia uite, cu ea. El sunt să-i mâneți la fel, nici nu măcar nu se duce. Uite. Prin perete, ia uite, vedeți? Oh my god, ok. Bă, cred că sper că v-a plăcut acest episod. Am dat și un rob singur, fără arme, adică nici măcar n-am folosit armele astea. Seabug, C-Shot este interzis pe server. Nu, niciodată. Uite, asta e C-Shot-ul, cred că e asta. Stai un pic, stai un pic. Dați-mi voi un pic să văd care e C-Shot-ul. Ce vreau asta? Asta cred că e C-Shot-ul. Ia stai un minut. Asta e. Ia. Nu știu de care e C-Shot-ul aici, mă. Ceva de genul, lași repede ținta. Uite, uite, asta, vedeți, vedeți, asta, asta este shot-ul. No, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod. Na, nu este asta, apăsați butonul subscribe. V-am zis și care este noua mea căsuță la care am dat rent. E o căsuță a unui prieten. Bine, nu-i a lui. Acolo are și el rent, și stau și rent cu el, frate. Acel prieten fiind Antiplace, eu mai probabil îl știți toți. Da, și ne vedem data viitoare. Bye, bye.